Astăzi este un moment deosebit pentru că în ospiție a venit fratele nostru drag, părintele Nicodim, părintele stares de la Mănăstirea Hadembu. A adus și un dar, un lot de alimente care frăția sa spune că va fi pentru centrul eparhial, dar este atât de bogat încât cu siguranță va ajunge și la câteva familii de nevoiași. Îi mulțumim părintelui Nicodim pentru acest dar frățesc și știm că asemenea gesturi frăția sa a făcut nenumărate în spațiul basarabian. Și la Ungheni, și la Călăra, și în alte părți știm că părintele este numai inimă și în acest volum a inimii frăției sale care n-are margini ne cuprinde și pe noi basarabienii. Îi mulțumim pentru tot darul lui, pentru dragostea lui. Știu că iubește mult Basarabia, știu că ține mult la basarabieni și rugăm pe bun Dumnezeu să-l țină cu sănătate. Ce sentiment vă încearcă atunci când vă gândiți la Sfânta Mănăstire Hadembu? Chiar trei slujbe arhierești am oficiat pe data din 1 octombrie 2018, pe data de 8 septembrie anul acesta și 1 octombrie tot anul acesta, deci cu privire ar fi chiar 4. Pentru mine că merg la Hadembu este un moment de înaltă trăire spirituală, sufletească, pentru că trăiesc un fel de amestec. Pe de o parte este bucuria reîntâlnirii cu obștea mănăstirii care sunt deosebiți cu părintele stares, pe de altă parte Evlavia celor care trec pragul acestei mănăstiri, oameni deosebiți, oameni de o credință aparte. Vă mărturisesc, asistând la slujbele de priveghere, învăț și eu de la ei. Învăț și eu de la ei cum să ne rugăm și cum să fim mai buni în fața lui Dumnezeu. Cât de importante sunt semnalele pozitive și rugăciunea și atenția și grija fraților de peste prut atunci când se gândesc, se roagă și mai ales pășesc pe aceste meleaguri greu încercate? Aveți dreptate, nu o singură dată am semnalat această stare a noastră în care ne aflăm noi, deci mă refer la despărțirea fraților și eu cred că va veni o zi când românii vor fi toți împreună și această zi o știe doar Dumnezeu, dar noi prin rugăciunea noastră, prin unitatea noastră de credință și de simțire, credem că o putem apropia. De aceea de fiecare dată când am această ocazie, mă adresez fraților să se roage și pentru unitatea neamului românesc. Avem nevoie de această unitate. Faptul că frații noștri, slujitorii altarul, dar și alții trec prutul și vin aici în spațiu basarabean, eu îl văd foarte binevenit pentru că în acest fel basarabenii descoperă că sunt frați cu cei de peste prut, că vorbesc aceeași limbă, încet, încet descoperă că au aceleași rădăcini culturale, aceleași rădăcini istorice și sper într-o bună zi să vină să descopere că, de fapt, avem nevoie ca toți să trăim într-o țară unită. Cum ar putea credincioșii, fiii duhovnicești ai părintelui stareț și cei care sunt interesați să vină în sprijinul acestei eparhii formată din puțin peste 20 de parohii? Da, știm că ceea ce face părintele Nicodim este datorită sprijinului care al jertfei care îl primește din partea fiilor duhovnicești, care știu că sunt extraordinar de buni în cele ale rugăciunii, ale celor duhovnicești, orice sprijin. Acum, important, cum v-am spus puțin mai sus, este rugăciunea, dar orice gest material, și sunt sigur că părintele Nicodim o să
o să îi îndrume și o să le spună de ce este nevoie în acest spațiu, este binevenit. Este adevărat că acest spațiu este marcat cumva de o mai mare sărăcie, cum este viața peste Prut, dar nădăjduim că cu efort comun, cu înțelegere comună, vom depăși aceste momente de încercare prin care trec basarabienii. Preasfinția voastră, vă mulțumesc și să dea bunul Dumnezeu să aveți parte de bucurii cum ați avut astăzi, și mă refer aici la bucuria reîntâlnirii cu oameni dragi care vă sunt și vă sunt alături și care vă prețuiesc foarte mult, și să dea bunul Dumnezeu ca astfel de momente să fie nu o raritate, ci să fie o tradiție. Mulțumim, e adevărat, aveți dreptate, azi o zi specială, cum am spus, pentru că a venit fratele nostru, părintele stareț, părintele Nicodem aici, pe care îl prețuim, și a venit cu aceste daruri care, sunt sigur, va bucura multă lumea.